Arhitectul Dan Bădic este unul dintre puținii oameni care a vorbit cu regina Ana în ultima vreme. Admira prestanța cu care regina își ascundea suferința din cauza bolii. Dumnezeu mi-a dat fericirea să fiu aproape și fizic și sufletește numai de părțile lor. De foarte mult timp, pentru că locuiesc deasupra Morjului, la câțiva kilometri de reședințele lor, fie Versoa, fie Obon. Am cunoscut-o pe maestatea sa regina mamă, Elena, cu care mergeam la oficiile religioase din Lausanne. Era în 1969 când Dan Bădic a emigrat în Elveția. A devenit un apropiat al regelui Mihai, al reginei mamă Elena și al reginei Ana. În 1997 a devenit director al casei majestății sale regelui, funcție pe care a ocupat-o până în 2006. Maestatea sa regina Ana îmi explica poziția ei față de poporul român, dragostea pe care o are, pe care o împărtășește cu regele în privința soartei românilor. L-a însuțit pe regele Mihai și în turneurile pentru integrarea României în NATO și Uniunea Europeană, pe care le-a întreprins între 1997 și 2000, când administrația Iliescu-Roman i-a interzis regelui Mihai să revină în țară între anii 1993 și 1997, Dan Bădic a însoțit-o pe regina Ana în vizitele pe care le-a făcut în România, deoarece autoritățile nu i-au interzis și majestății sale. Din călătoriile mele cu maestatea sa regina Ana, simțeam nevoia ei de a avea un sprijin moral și eram totdeauna în spatele ei. Am avut parte de multe priviri deosebite în raport cu emoțiile pe care le trăia. A avut totdeauna o atitudine extrem de caldă și fidelă maestății sale regelui. Dan Bădic ne-a mărturisit că regele Mihai își dorește să participe la funeraliile reginei. Este o durere de nedescris. Din nefericire, nimeni nu poate să ia linia această imensă durere. E posibil ca starea sănătății lui să nu-i permită. Și e de înțeles această absență. Și soția lui Dan Bădic a însoțit-o pe regina Ana în România pentru a duce ajutoare românilor. A preparat des aides humanitaires pour la Roumanie. Et on s'est rencontré sur un parking pour transférer les affaires et il n'y avait pas la place et on a trouvé une solution. Soții Bădic nu vor putea participa la funerariile din România, dar au fost la ceremoniile organizate în Elveția și vor fi alături în continuare de regele Mihai.